La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YSHORTY pentru o reducere micuță ce mă ajută și pe mine și pe voi. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA Real Life. Astăzi continuăm seria de o zi din viața unui admin, practic, și o să devină serie separată față de cea de roleplay, pentru că aici nu facem roleplay. Aici ajutăm lumea să facă roleplay, pentru că sunt foarte mulți care fac fail RP și noi suntem aici să-i pedepsim, practic. Bun, am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult. Băi, chiar nu m-aș uita să prindă seria asta, să vă uitați atât de mult la ea și să dați atât de multe like-uri. Vă mulțumesc mult de tot de susținere. Și continuăm, practic. Acum sunt aproape de bancă și am auzit că la bancă aici, înainte să încep pe server, să intru pe server, mi-a zis lumea că la bancă e foarte mare cancer. Și văd că e ceva aglomerație pe acolo. Ia intră la comisarie, n-a intrat. Rămâi pe loc! Am ajuns aici. Păi domnule, nu te-am bătut deloc, ce aveți? What the fuck, la plânge cu ai. Domnule, nu te-am bătut eu. Gata, puiul meu, nu mai plângi. Eu am stat în bancă până acum, domnule. Bă, nu mai plângi. Am nimerit momentul, ești de bun. Dar să pușim microfonul mai aproape de mine. Asta pentru vorbit în joc. Băi, bărbos. Da. Ce zici? Bine. Ești bine? Foarte. Mă bucur, bravo. Atât de mașulit. Vreau și eu să intram pe bani. Ce liniște la bancă, adică. Tovarăși. Nu mai plânge, nu mai plânge puiul meu, gata. Tovarășul, dacă ai vreo problemă sau ești rănit, du-te la spital cu el. Am plecat de acolo, nu mai stau. Bun, băieți, haideți să dăm drumul la episod. Este ora 3 și 32 de minute acum, sunt blocat, ia să vedem. Primul ăsta. Salut. Stai așa, domnule. 1636. Nu știu cum a reușit el să blocheze acolo. Ah, mulțumesc frumos. Da. Spor la treabă. De cum m-a reușit să blocheze acolo, dar whatever. Haideți să dăm drumul la episod, este ora 3:30 și astăzi vreau să fac un episod mai așa, mai în detaliu, cum ar veni, mai detaliu. Cu chestiile mai importante și să nu fie pe grabă sau ceva de genul. Adică să pun pe episod doar cazurile mai, cum să zic eu, mai grave. Nu ăștia care sunt blocați. Și acum l-am pus pe ăsta că a fost blocat aici, că na. Dar dacă e careva blocat pe undeva, cum a fost ăsta blocat într-un gard, nu o să mai filmez ca să vă arăt vouă cum deblochez pe lângă gard, că nu e interesant. O să pun doar chestiile mai interesante, așa că mergem la locul nostru aici, unde stau eu de obicei, și îi urmăresc pe băieți. Să văd care face fail RP, care nu face fail RP. Și let's go cu episodul. Hăț. 2020 de like-uri, nu uitați să dați un like, fraților, și abonați-vă și dați și un share. Am cerut prea multe, nu? Dați doar like și atâta, nu mai contează. Deci, băiatul cu bicicleta a zburat peste mașina mea, m-a făcut o vraiște, apoi a furat un taxi lăsat aici și a fugit încolo. 4575. Ok. Ia să vedem. Asta e mașina de NPC, de Irene. 4575. What the fuck? 4575. Uite la aici. Alo? Băiatu? Cum e trei? Cum e trei? Nu oprește ăsta. Alo? Oprește o mașina aia. Mă calcă? What the fuck, băi? E mașina ta asta, doamne? Alo? Alo? Ăsta e de la cancer frumos. Prietene, vorbești? Alo? Frumos. Dacă își dă și disconect, e pachet full, băiat. Mă auzi? Îi dau TP afară de mașină.
mă auzi, prietene? Se face că n-aud ăsta, să mor eu. Bucă 0001. Nu e mașina lui asta. Alo? Asta ce vreau? Prietene! Bossule, vezi duc în party. Nu, mersi. Ok, la revedere. Domnul cu părul verde, m-auziți? Băi, deci mă ignoră total ăsta, mă. Bă, m-auzi sau nu? What the fuck, coaie? Deci fură mașina de NPC, vine adminul după el și nu vorbește, nu face absolut nimic, omul e degeaba aici. 4575. Cine era ăsta 4575? Că nici nu-și văd numele, se dau bani temporar. Numărul 1. 4575 este Wacky. Mișto. Hai să-l găsim pe Wacky aici. Wacky. Wacky? Nu, era Wacky cu Y ceva. Uite-l aici. Ban temporar. Fură mașină de taxi și lipsa microfonul. 1-1-2. 24. 4575. Da, motocicleta lăsată de NPC. Da, mă, poți să muți. Păi nu, dar să nu facă după ce cineva a pus, că m-am urcat pe aia să o mut. Nu e nicio problemă. Da, foarte ciudat băiețelul de mai devreme, că nici nu vorbeam, mă, măcar zici și tu, bă, îmi pare rău că am luat taxiul, nu știu ce, nu știu cum, știi? Bă, dacă sunteți înțelegători și știți că ați făcut o greșeală și vă asumați greșeala, poți să vă las în pace fără oră, fără bani temporar, fără nimic. Dacă nu mă teleportez și nici nu zici nimic, după ce ai furat mașina, ai fugit cu ea de nebun pe autostradă de prin baie random, mi-am dat TP la tine, nu oprești, ai oprit până la urmă și nu vorbești deloc, 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 atunci e ciudat, frate, să mor. Continuăm cu următorul caz. Ia să vedem. Da? Era aici domnul medic, ajuta un om și... Pe respectivul pe care l-am trimis a venit, a intrat cu mașina noi, acolo a plecat cu mașina, are o Lada, mi se pare. Așa? Laur ăla. Laur. Da, da, da. Da. Și face și foarte mult provoking, adică mie unul zice mereu dacă îi bag benzină în mașină, că ci ca în față de benzinar. Mă moară, fan, dacă n-am bani să cumpăr trei străzi. Da, păi, Ana te zice că n-ai niciun bani să găciu. Stai că am văzut altceva aici. A luat un pe iagba în spate. Dar mașina asta de unde e, maș? E de vânători. Aha. What the fuck? Laur. Ce faci, Laur? Se preface cheia fecă acum sau ce? Laur, mă auzi? Am înțeles. Ce? Să-mi bat pula mă ta, n-auzi. De ce? Că stă-l drag. Păi ce ți-a făcut o mama? Ce ți-a făcut mama mă, că ai pizda? Ce frate? Ce boală ai? M-auzi? Ce boală are ăsta? Când vreau să plec de lângă el, ci că să-mi bag pula mă ta. Ce ai făcut mama? Ce ți-a făcut mama?
da, eu am venit doar să mă convinc că e cancer roleplay băiatul. Și să-l trimit permanent. Cancerigen, permanent. Eu... am venit frumos la el, băiatul meu mă jură de mama, adică... să fie așa forță, știi? Oh my fucking god, cu jucătorii tăi. Blanaus. Ok. Înregistrez deci la 2 ore, bine, pentru voi sunt undeva la 5 minute, cred, sau ceva gen de episod. Cât timp sunt eu pe server, mai rar să vezi oameni care fac cancer. O roleplay cancer, știi? Dar tot mai sunt și de ăștia. Continuăm. Așa, băiețelul ăsta, Rafa Stoica, cred că tocmai a venit cu mașina aia de afară, care e furată. Și acum să văd dacă se urcă înapoi în ea. Sunt chiar curios. Și? Că e și ușa deschisă, n-am văzut când a ajuns aici. Dar mă gândesc că el a venit cu ea. Dar prima oară vreau să văd dacă urcă în ea. Pentru că toată lumea știe că pe server n-ai voie să umpli cu mașina de NPC. Așa că hai să vedem. Ce are de gând să facă domnul Rafa Stoica? Direct în mașină s-a băgat băiatul meu. Și ne teleportăm la el în mașină și noi. Mai în față pe dreapta să mă lăsați și pe mine. Aici e bine. Domnul, m-au zis domnul? Doamne, cum circulați, domnule, așa, haotic? M-auziți? Nene? Domne, m-auzi? Să trăiți! Bună ziua, domnule! Ce faceți, domne? Merge treaba! Da, dați pentru... Știu că n-am voie cu mașina de NPC. Păi și atunci de ce ai luat omul, frate? Bă, m-a dat în mijloc cu pustietății după ce am terminat testul. Păi și autobuz nu-l luat și tu? Păi n-am, am așteptat 20 de minute după el. Nu mai trece nimeni prin zona asta. Foarte multe autobuze, boss, pe aici. Da, păi, mă înseamnă că am avut ghinion de n-a trecut niciunul pe la mine. Nu știu eu. Păi era singura variantă. Okay, mai nu era singura variantă, mai e și taxiul. Pupic. Da, dar am bani cu care să plătesc. Că putu iam în bancă. Și nu ne pe ce. 24 de ore, 2265. Da, mă gândeam eu, bă, ce caută mașina asta aici, gen, știi? Și dacă tot ai furat o mașină de NPC, du-te, mă, frate, știi unde e? Unde e autobuz, mă înțelegi? Omul s-a dus să îmbrace, nu să se ducă la un autobuz. Mă înțelegeam, bă, frate, mă duc la autobuz. Dar băiatul meu s-a dus direct să se îmbrace, nu să ajungă în oraș cu un autobuz ceva. Asta este, continuăm. Da, bă, băieți și fete, momentan serverul s-a liniștit. Nu e nimeni cu mașină de NPC, nu face nimeni cancer, nu mai sună nimeni la admin momentan. Este ora 5:20 aproape. Așa că trecem la partea a doua. Din ziua adminului, cum ar veni practic, ce face adminul. Că nu sunt doar pe server și atâta. Ne uităm și la reclamații și vedem acolo videurile postate de player de pe server cu oameni care au făcut fel răpă. Lasă să vedem despre ce e vorba. Așa, trecem la prima reclamație pe care o vedem astăzi. Report ID 6004 și hai să vedem despre ce este vorba. Oamenii sunt pe lângă secția de poliție, se duc în dreapta către autostradă. Dar să se izbește, n-are, uite. Omul se izbește de la el, n-are niciun stres. Sună poliția. Sună poliția. Vine cu asta, telecabina. Nu poate să-i... Îl oprește măcar cumva? Lati-s acolo un pic. Oprește, bă, tovarăș. Îmi cer scuze pentru grafică, dar băiatul care a făcut reclamația așa cu grafica mai... mai low. 6400 e cancer. Ce zice zoom? Zic, de ce v-ați izbit în băiatul la benzinărie acolo? Domnul, să vă explic. Spuneți. Și reclamația asta a fost postată drept cu motivul cancer
și no fear. Îmi puneam zahăr în cafea și mi-a scăpat cafeaua pe mine și m-am speriat și m-a lovit cu capul. Jos de mașină. Jos? Da. Bă, nu, sunteți mafiodul? Hai în fața mașinii, nu sunt nicio mașină. Hai. În genunchi în fața mașinii. Care-i tasta pentru un genunchi? Am înțeles. La la la, pum, mă, pum. Bine, văd că l-a rezolvat. Vă în gură să vă... Am înțeles. Nu te ieși la care bistriști. Taci, bă, o ta... Deci ăsta, după ce că era cancer, a făcut nofir ăsta, stă cu dita mai arma pe el, frate, un Tommy Gun, care dacă a ținut o secundă apăsat, ți-a făcut... Te-a făcut de-aia, cum se numește. Sită. Ăsta a început să dea cu pumnii, n-avea niciun stres și după aia a vorbit și mort. Deci, într-adevăr, cancer și no fear. ID 6004. O să-l trec imediat la banuri, nu la banuri, la urn și mergem mai departe. Să spunem dacă vă place și partea asta cu reporturile, pentru că un admin și chestia asta o... Ca admin și chestia asta o facem, stăm pe server, vedem dacă serverul este în regulă. Și după aia trecem și la reclamații de pe Discord, la reclamații playeri și ne uităm să vedem ce au mai reclamat playerii ca să rezolvăm și așa, pentru că nu putem sta non-stop pe server, că nu suntem nebuni și nici roboți. Așa, dacă nu putem sta non-stop pe server, playerii își fac și ei treaba lor și raportează playerii care sunt cancer. Și ăștia care sunt cancer sunt pedepsiți, bineînțeles. Să spuneți în comentarii dacă vă place și partea asta a videoului, nu doar să stai eu cu spectate pe server, ce să mă uit și la reporturi făcute de playeri. Ok, ID 6004, îi dau un urn și trece la următorul report. Așa, mai avem un report aici pentru ID 5662. Hai să vedem despre ce este vorba. Tăvară, și vrei să te duc undeva? Nu, nu. De ce? Am te văpă dacă vreau să te duc undeva. Că acum măcata marge trebuie. Ăsta zice, uite și pe ăsta cum dracu a murit. Gratat. Și ăsta vorbește mort direct. Cine vorbește? A, vorbește mortul? Bă, ce fain. Sau de încet. Cum vrei să vorbesc dacă făceam testul? Că nu puteam să vorbesc. What the? De sus, domnule. Out of character. Ce? Ce era? Out of character. Îi făceam testul și nu puteam să vorbesc. Așa ceva n-am mai auzit în viața mea. Nu știu despre ce vorbiți, domnule. Cum vorbește mortul, nu pot să fac seama. Am înțeles. Frumos. Out of character, out of character. Nu se vorbește out of character pe server deloc. Orice s-ar întâmpla, nu vorbești out of character decât dacă vorbești cu adminul. Dacă vine adminul la tine și te întreabă ceva out of character, atunci îi răspunzi. Dar între player nu se vorbește out of character orice s-ar întâmpla. Și al doilea rând, nu vorbești mort orice s-ar întâmpla. Deci eu m-am vorbit și mort și out of character. O să dau și lui Warren și continuăm cu următorul caz. Let's go! Ia că avem un report acum care a fost postat chiar acum 6 minute. Nu 6 minute, 4 minute. Asta vine ceva foarte scurt, are 13 secunde, dar să vedem despre ce este vorba. Mă lăsus așa, hai, cum faci aici la tomberon ăsta, după tomberon mai repede. A scos vreun sunet, ți-am zburat creierii. Unde-l duci? La... Mi-a băgat cuțitul! Mamă! 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 În ce hal a ars! A scos vreun sunet, ți-am zburat creierii. Unde-l duci? La... Mamă, cum s-a întors omul, băi! Deci fii atent, era cu mâinile în aer. A stat mâine jos și a băgat cuțitul în mână. La. Și s-a întors direct, bam! Mi-a băgat cuțitul! Mă lăsus așa, hai, cum faci să... Unde-l duci? Bă, nu știu ce să zic aici. La. Nu știu ce să zic aici de comentat, adică ăsta a avut cu pistolul pe ăsta. Omul ăsta a ridicat mâinile sus, niciun fel de problemă, da? Ăsta a lăsat pistolul jos. Și ăsta a profitat de ocazie, a scos cuțitul, BAM! Și mi le arzi direct.
Ăsta era cu slash me, îl leagă. Îl tăie sfoara, îl leagă, slash me, slash me. Mi-a băgat cuțitul. E de comentat aici, frate, e de gândit. La... Pentru că dacă luăm în felul următor, ăla-i cu pistolul, ăsta s-a conformat cum ar veni, s-a dus cu fața unde a zis ăsta, s-a dus cu mâinile sus, dar ăsta și-a luat din timp să scrie el acolo, slash me, leagă. Nu e nevoie să scrii slash me, leagă, pentru că oricum se vede acțiunea. Deci nu folosiți slash me pentru orice acțiune posibilă. Și asta l-a costat viața, practic. Ăsta a văzut că a lăsat pistolul jos, a lăsat garda jos cum ar veni. Bam! A lăsat și el mâna jos, la... cuțitul în mână. Practic l-a luat în buzunar cum ar veni cuțitul. La... Și bam! I-a sărit părâria la voi. Mi-a băgat cuțitul! Da! E de gândit la asta, sincer. Spuneți-mi voi ce ați fi făcut la faza asta. Să fie no-fear, pentru că s-a trebuit să cace pe el de frică având pistolul pe el. Ok. Sau să nu fie no-fear pentru că s-a lăsat pistolul jos și ăsta a lăsat mâna jos și a luat cuțitul din buzunar cum ar veni și bam, s-a întors și l-a băgat direct. Nu știu ce să zic aici, sincer. E greu. Când nici nu știu conversația ce au avut înainte, dacă ăsta era căcat pe el de frică sau dacă a fost mai tare în gură, mai nu știu cum. Depinde, aici nu știu. O să întreb și pe ceilalți helper și pe DRF adminul să vedem ei ce părere au despre chestia asta. Sunt chiar curios. Revin. Ok. Am chemat aici un helper. Hai, noroc. Mă auzi? Da, bună seara. Uite, fii atent, îți dau un video și ne uităm amândoi la ele, foarte scurt. Nu, nu e asta, stai puțin că ți-am dat greșit. E foarte scurt, dar vreau să-mi zici părerea ta despre el, pentru că eu sincer nu știu ce să... Ok. Nu știu ce să zic. Zic când ești gata, să dai start. Start. E dat start deja? Da. Ok, zi-mi ce ți se pare că s-a întâmplat acolo. Nu le să... A scos vreun sunet, ți-am zburat creierii. Să-ți ia să mă uită. La... Te știu foarte atent. La... La... Mi-a băgat cuțitul! După la 8 secunde acolo, de la 7 secunde, de fapt, 7-8 secunde. Scoate cuțitul. Hmm? Se vede cum scoate cuțitul. Da. Și cum vrea... Și cum... Se și aude sunetul. Păi da, dar tu ce zici, fel este no fear sau nu este no fear? Că nici eu nu îmi dau seama. Adică ăsta a scos pistolul la el, l-a pus să stea acolo, ăsta s-a dus acolo, a ridicat mâine, cum i-a zis mafiotul, dar mafiotul a lăsat pistolul jos, ăsta și-a lăsat și el mâinile jos și a luat cuțitul din buzunar cum ar veni și s-a întors la el direct, bam, cuțit în gât, cuțit în burtă, gen, știi? Eu zic că era o distanță ceva mai mică, era ok să scoată cuțit. Da, dar n-a alergat spre el, doar s-a întors și a dat direct. Înțelegi ce zic? Da, da, înțeleg. Adică a fost chiar foarte scurtă treaba. A lăsat mâinile jos și a pus cuțitul în și s-a întors direct, bam. Secundă, că tocmai am dat seama de ceva foarte interesant. Yes. Mafiotul era cu ceilalți pe cam... Ce? Mafiotul era cu ceilalți pe Discord? Da. Ah, foarte tare. Unde îl duce? La... Întrebam unde îl duce și el spune că îl duce nu știu unde, abar n-am.
Și ăsta băga și slash me îl leagă. Dacă te uiți acolo la 11 secunde. Dădea slash me îl leagă, cu toate că nu ai nevoie să scrii slash me îl leagă, că oricum se vede acțiunea că îi pune cătușele gen. De a-ți știi câți sunt care fac chestii. Știu, dar nu e ok să faci chestia asta și a pierdut și timpul. Deci, da, o concluzie, ți se pare no-fear sau nu? Nu e no-fear. Da. Asta mă gândeam și eu, că nu e distanța mare cât să alerge spre să zici, bă, sau să-l ia la pumn, să dea mai mulți pumni în el și pumni și pumni și pumni. Doar s-a întors și a dat-o directă, directă, gen, știi? Da. A lăsat mâna jos, a luat cuțitul și a dat-o la burtă direct. Și cam asta a fost. Deci nu a fost no-fear. Ok, mersi. Deci îl trecem pe băiat aceea cu X, pentru că nu a fost no-fear. Asta mă gândeam și eu, bă, a lăsat pistolul jos, ăsta s-a întors cu cuțitul și a dat-o direct. Înțelegi? Putea săriște, pentru că ăsta doar dădea click data și click, normal. Click data, click normal și ăsta era mort. Sau dădea doar un click, normal, și trăgea, gen, ridică arma și trage atunci, știi? A fost riscul lui că a stat să scrie ce face el acolo, că a lăsat și arma jos. Poți să dai capa și când ajungi la cătuș, atunci lași arma jos și pui cătușile imediat, știi? Să nu stai 5 ani până să întoarce omul. Dar i-a dat-o frumos. La... Bam! Și îmi place cum mi se are părăria. Ok, mă, fraților, cam atât a fost cu episodul de astăzi, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem episoade de genul, lăsați și voi un mare like acolo, vreau să vă susținerea voastră și spuneți-mi cum vi se pare ideea să fac jumătate de episod pe server când dau spectate și chestii de genul și să aștept apeluri la admin sau nebunii și jumătate de episod să fac cu reclamații dacă nu le-au făcut deja helperii sau adminii. Pentru că primele două reclamații m-am uitat la warn-uri și deja au dat băieții warn. Deci n-am mai trebuit să dau eu warn sau ceva de genul. Au dat ei deja, deci erau făcute deja. Dar asta n-a fost făcută și tocmai de asta am zis și lui The Beast Helper-ul să mă ajute și el cu părere. Pentru că nu dădeam nicio seama exact dacă ar fi fost no-fear. E cam la limită, știi? Dar la fel cu și mafiotul asta să-și pierdă timpul scriind slash me leagă. Și să lase pistolul jos și chestii de genul. I-a luat destul de mult timp și ăsta a putut să-i scoate cuțitul să-i bage în burtă. Da, lăsați-mi părerile voastre în comentarii. Vreau cât mai multe comentarii, cât mai multe păreri și ne revedem data viitoare. V-am pupat. Ciao, les!